Emil Săndoi a revenit pe teren la 47 de ani într-o ligă de amatori. Antrenorul naționalei de tineret a arătat că încă mai știe cum mingea și a condus echipa către prima victorie din acest sezon. Fostul capitan al Craiovei nu poate sta departe de gazon nici măcar în timpul liber. Când nu pregătește viitorul naționalei de tineret, Săndoi joacă în Liga Companiilor, o competiție de amatori dedicată angajaților din cele mai tari firme ale țării. Chiar dacă nu mai e tânăr, fostul idol din Bănie se descurcă bine. Cu el pe teren, echipa a spart gheața și a câștigat primul meci din acest sezon. Săndoi și-a trecut numele și pe lista marcatorilor. A înscris un gol superb și era să reușească dubla, dar bara s-a opus. Săndoi nu e prima glorie care a revenit pe teren în acest an. La 48 de ani, Belodedici a jucat și el în Liga a 4-a din București alături de Iftodi, Adrian Oprișan, Mozacu și Tom Cristea.